Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Sticker, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Cel mai rapid și eficient mod pentru a cunoaște fete este în spațiul online, prin intermediul aplicațiilor precum Tinder, Facebook sau Instagram. De aceea e foarte important să ai un profil atractiv, cu poze clare, în care ți se vede fața și în care arăți că te distrezi. Am făcut un video despre cum să ai un profil mai atractiv, îl ai în colțul din dreapta al ecranului, dar acela este doar primul pas pentru a securiza o întâlnire. Al doilea pas este să știi și să vorbești cu acea fată prin mesaje. Dacă nu ești atent la ce mesaje trimiți și faci aceste 6 greșeli despre care vom vorbi în videoclipul de astăzi, ei bine, șansele sunt ca acea conversație să se termine foarte repede. Așa că hai să vedem despre ce greșeli e vorba. Prima greșeală pe care o faci este că trimiți mesaje prea comune. Uite, dacă vezi o fată frumoasă pe Instagram și vrei să-i dai mesaj, probabil gândește-te că mai sunt încă 100 de băieți care i-au dat mesaj tot în acea zi. Și din acești 190 i-au dat mesaj cu bună, ce faci, ești foarte frumoasă. E bine, dacă vrei să ai vreo șansă de a-ți răspunde la mesaj, trebuie să te gândești la ceva puțin mai special, mai complex, ca să ieși în evidență. Uite cum aș proceda eu. Aștept să pună ceva interesant la poveste de care pot să mă leg și fac un comentariu pe tema aceea. De exemplu, dacă postează o poză sau un video dintr-un loc în care am mai fost și eu, pot face un comentariu pe tema asta. Primul mesaj poate să fie ceva de genul: hei, am fost și eu acolo anul trecut, mi s-a părut foarte tare, ție cum ți se pare? Și uite așa, de acolo încet încet poți continua conversația cu alte subiecte, dar tocmai te-ai băgat în seamă cu ea într-un mod natural. Și în același timp diferit, pentru că să fim sinceri, care sunt șansele să o întrebe alt băiat același lucru? Dar șansele sunt foarte mari ca acel băiat, care sper să nu fii tu, să facă a doua greșeală și anume să înceapă cu o replică de agățat. Dacă încep cu o replică de agățat, șansele sunt foarte mari să nu-ți răspundă la mesaj, ba chiar mai mult de atât, să râdă de mesajul tău cu prietenele ei. Cum de știu asta, e bine, mi-au arătat și mie alte fete ce mesaje primesc de la băieți și pot să spun că suntem creativi. Mai multe de atât nu prea pot fi spuse, așa că asigură-te că primul mesaj nu este o replică de agățat gen te-a durut când ai căzut din cer. A treia greșeală pe care băieții o fac prin mesaje este că fac greșeli gramatical. Uite cum stă treaba aici. Dacă arăți bine, ești frumos și ai și un profil atrăgător, șansele sunt să treacă cu vederea peste micile tale greșeli gramaticale, însă dacă sunt peste măsură, celor mai multe fete nu le va pica bine. Și chiar dacă știi să scrii cu 2 de i, nu e nicio problemă, se mai întâmplă și mie mi se întâmplă. Poți căuta foarte rapid cum se scrie corect acel cuvânt pe Google și așa eviți să te faci de râs. A patra greșeală pe care o faci prin mesaje este că folosești prea mult sarcasmul. Sarcasmul depinde foarte mult de tonul vocii și de mimica feței, iar aceste două elemente lipsesc prin mesaje. De aceea o glumă poate fi înțeleasă foarte greșit de fata cu care vorbești și s-ar putea să se supere și să nu mai vorbească cu tine. Cum de știu? Am pățit și nu odată. Eu folosesc sarcasmul foarte des în conversația față în față și am tendința proastă de a-l folosi și prin mesaje, dar nu e la fel pentru că în afară de emoji-uri nu poți arăta expresivitatea prin mesaje. Așa că reduc puțin sarcasmul și asigură-te că fata cu care vorbești prin mesaje știe că glumești. A cincea greșeală pe care o faci prin mesaje este că trimiți unul înainte să-l gândești. Trimiți mesajul în funcție de starea de spirit în care te afli atunci, adică la impuls, iar asta nu este întotdeauna bine. De exemplu, dacă tu și fata respectivă vă înțelegeți foarte bine și simțiți așa o conexiune unul pentru celălalt, s-ar putea să fii tentat să faci declarații de dragoste mult prea devreme. Iar asta o poate face să creadă că fie ești disperat, fie ești lipsit de experiență. Niciuna dintre variante nu este bună pentru tine. Așa că ia-ți tot timpul din lume. Prin mesaje ai avantajul că poți să te gândești și înainte de a trimite mesajul, spre deosebire de o conversație față în față unde nu ai atât de mult timp de gândire. Nu trebuie să răspunzi la 2 secunde după ce ai primit un mesaj. Răspunzi în primul rând când ai timp și în al doilea rând când știi ce să zici, pentru că oricum vezi mesajul ei în avans. Iar asta ne duce la a șasea greșeală pe care băieții o fac prin mesaje: dai mesaj primul mereu. Dacă tu ești cel care dă mesaj primul întotdeauna, cel mai probabil este că cea căreia îi dai mesaje să nu vrea să-i mai trimiți deloc. Nu te place, nu vrea să vorbească cu tine, nici tu nu i-ai dat mesaje unei fete pe care nu o placi. Trebuie să înțelegi asta, știu că e dureros, dar caută altă fată care îți va răspunde la mesaje și ba chiar mai mult, care îți va da și ea mesaje prima. E mult mai bine așa decât să-ți pierzi timpul cu o fată care pur și simplu nu e interesată. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!